Andrada, vezi că îți trimit contul, să-mi trimit și mie niște bani, că te țin pe ecran. Alex, te pup și îmi pare rău că o spun, dar trebuie să o spun. Nu. Vă rog frumos să vorbiți. Vă rog frumos să vorbiți. Haide mă, spune. Nu. Ai de spus. Haide mă, George, pe ce faci? Pui mâna lui fata aia la gură de 3 ani? Da, de ce ai pui mâna la gură, George? Lasă să vorbesc. Stai așa. Te băga. Stai așa că zic, oricum nu e aia, iubire. Cum să nu mă vorbesc? Nu spune nimic ce nu spune nimic ce nu de pare. Că de ce ai pui mâna la gură? Ia, că a venit și s-a victimizat, că vezi, Doamne, ce a făcut Alex. Da, ia. S-au lăsat acolo în camera roșie și după, ține cont că noi filmăm două episoade și știe toată o țară întreagă, știe, da? Și în al doilea episod ea stătea și se juca cu Marinescu. E vorba de Alex, ținând cont că... Te-a făcut? Ea vine și se victimizează. Mădălina, nu ai cu ce să mă atragi, vii cu cuvintenie! Mădălina, ce sunt astea? Mădălina, nu? E clar că am! Mădălina, ce sunt astea? Că Andrada... A vorbit cu Felix, că Andrada n-a fost cu minte. Ah, dar Andrada vorbea și cu... S-a jucat cu Marin. Andrada vorbea și cu alții, Andrada. Andrada, ne-am văzut, Andrada, nu? Mădălina, ești prea mică ca să înțelegi anumite lucruri. Râzi, Andrada. Ești prea mică să înțelegi. Crede-mă că sunt... Tu ești mare și matură, Andrada. Tu ești mare și matură și nivelul tău s-ar fi ridicat de noi având oare de ce n-ai vrut-o pe Mariana? Că nu puteai să faci ce vrei tu cu ea? Ai ales-o pe Mădălina, care poți să o joci cum vrei tu? Bine punctat. Oare de ce n-ai vrut-o pe Mariana? Care ți-a plăcut și te-a atras foarte mult de la bun început. Da? Dar cine? Auzi? Dar este vreo fată în casa aia de care mie nu mi-a plăcut și nu mi-am dorit-o? Te întreb și eu. George, ți-am plac multe femeie. Andrada, te rog eu frumos să nu mă bagi în discuție. Ai spus să nu mă bag de atâtea ori cât ești implicată în discuții cu ei. Am acceptat acest lucru și te rog frumos nici tu să nu mă bagi în discuții. Mariana, nu te-am băgat în discuții. Tu m-ai băgat în discuții. I-am zis că m-ai băgat dacă mergea să-i spui de ce n-ai spus. Ok, nu comenta, Mariana, dacă nu vrei. Nu comenta, punct. Nu comenta. Zi-mă, Andrada, mai e vreuna în casa aia de care mie nu-mi place? Am zis că i-a plăcut de tine, Mariana, n-am zis că ai fi zis tu ceva sau ai făcut tu ceva. Cum mă uitam la ea? Ia arată, cum mă uitam la ea? Mă uitam la ea, cum mă uitam la tine? Păi nu știu să reproduc. Nu știi? Nu. Păi cum, că dacă știai că mă uitam la tine, înseamnă că știi și cu Mariana. Mie nu-mi iese astfel de gesturi și astfel de priviri. Ia zi, măi, dacă am văzut că ești Interpol aici. Ia spune, ce afli tu de mine de la Slatina? Mai aștept rata la... Ce să aștept? Rata la... Auzi, fii atentă. Dar nu cred că... Este o fabrică din Slatina. Deci înțelegi? Nu. Fii atentă, până să aștept eu rata la... Documentează-te bine, dă trecutul meu. Și după aia vii cu rata de la... Dar dacă nu vii cu... dacă nu vii cu niște probe foarte bune, este posibil să te caut eu pe tine pe Google. Te pup. Caută-mă, vezi să nu mă găsești niciodată. Și vezi că cu rata la... Înțelegi? Rata la... Crezi că dacă ai venit cu o fabrică din Slatina, crezi că mă pui pe mine cu ceva în gardă? Nu există în CV-ul meu. Înțelegi? Și nici prin ziua nu există. Există în CV-ul tău. Și nici uzina de alături nu există. Te-am întrebat dacă mai țin minte. Înțelegi? Și dacă știi de rata de la... Rata de la... Nu știu de rata de la... Că eu nu am muncit. Înțelegi? În primul rând, nu mă refer la o rată financiară. Dar ce? La ce rata? Așa se spune acolo în Slatina, la microbuze. Rata de la... Vorbește și tu mai tare, nu știu, auzi, nu știu cum e cu microbuzele, că eu am fost plecat după la Slatina de vreo 6 ani, așa înțelegi? Nu mai știu cum e cu rata de la... Dar dacă știi tu ceva, ia adu tu rata de la... Aduc când vreau eu. Bună ziua! Bună ziua, da. Română! Bună ziua, băieți! Să rămână. Ce faceți, măi? Bine că ați venit ușa, Cristina, că am obosit, vreau să mă duc și o să dorm. Da? Ți-e somn? Mi-e somn ușa, Cristina, că sunt de 4 ore aici. Toată noaptea o să dormi cu gândul la mădă ta, măi, George. Mergi? Da, nu, doamna Cristina, cu gândul la mădă. Ați făcut astăzi 4 luni, felicitări, dragilor, mulțumesc, bravo, frumos. La multe înainte, Doamne ajută. Bravo! Să vă zic că am o surpriză pentru voi, să nu vă zic. Vine o fată. Da. Nu. Nu? Nu. Băiat? De ce? Așa, că nu vreau. Meritați să vă spun? Intră cineva. Intră băiat, doamna Cristina, intră al băiat. De ce, Andrada, nu-ți place Cazi? Ba da, îmi place, doamna Cristina. Dar vreau aia. El o place pe aia, din păcate. Nu-o place. El o place pe aia? Am mușcat-o în grădină, despre ce vorbim? Am mușcat-o, am mușcat-o. Nu-o place, doamna Cristina. Ia, Cazi, cum stă treaba?
O plași pe aia? Te îndrepți către Andrada? Nu, domnișoara Cristina, ia. Am schimbat câteva cuvinte cu aia ca să văd dacă suntem pe aceeași lungime undă. Din păcate nu suntem, ea place și simpatizează pe altcineva. Pe cine? Dacă vrea să spui, ai spus deja pe Nico Andrado, și pe Marinescu. Andrado, dorată de rezervă acum. Vreau să vă zic că îmi place rău de Andrada. Dar rău de tot. Bravo, bravo, mă Andrado, bucur foarte tare. Am și mușcat, are gust bun. Ce ai spus? Am spus că așa sunt fetele cu mine și virginile. După ce vine cineva în casă pentru altcineva și se formează un cuplu, atunci intervin și ele. Hop, vor și ele înapoi pe cine nu a reușit. Ia lasă-le pe fete ca să își rezolve treburile, că nu. Ce aveți de împărțit? Că azi de dimineață vă certați? Aia, o mănâncă și nu știe cum să aia. Se scarpine. Tot pe aia o mănâncă, doamna Cristina. Aia care n-o bagă în seamă de când a venit ea în casă, eu n-o bag în seamă deloc și tot pe mine. Ești penibilă. Da. Tot pe mine. Nu mai jigni. Tot pe mine. Nu o jignesc, domnișoara Cristina, dar afirmă niște porcări mai mari ca aia. Degeaba, ți-am mai spus. Cum așa? Păi nu vedeți, aia în primul rând ai grijă ce vorbești și vezi că nu-ți permiți. A venit Nico lângă mine. Da? Dar tu când m-ai jignit pe mine? Te-am permis să mă jinești? Ciocumic? Ciocumic se spune altcuiva, nu mie. Nu. Nu. Nu merge permis cu mine. Nu merge cu mine. Să fie clar. Nu. Ai înțeles? Nu merge. Stai cu minte. Nu merge. Că de singura și s-ar putea să te afund rău de tot. Aolo, și ce se întâmplă? Stai cu minte. Aolo, stai cu minte. Mult. Crezi că mă interesează? Mă doare undeva, ca să știi. Interesează, stai liniștită. Nu mă interesează deloc. Aveți mă cheamă aia, nu fetele cu care vorbeai tu pe afară. Dacă domnișoara de acolo are senzația că își permite cu mine anumite lucruri, îmi permit cu cine vreau eu. Foarte rău. Dar ce ai de spus despre ea? Foarte multe chiar. Știi tu ceva ce nu știm noi? Nu fac parte din categoria prietenilor tăi, niciodată nu o să fac parte din așa ceva. Ca să prietenilor mei? Așa că n-ai de unde sunt, pentru că mă enervez. De aia. Prietenilor se mei? Da. Adevărat? Nu se primă, că am spus tot cu... Pe tine ce te deranjează Meda, de fapt? Faptul că ea a afirmat că îl place pe Nico? Domnișoara Cristina a avut ocazia să facă cuplu cu el. Nu este problema mea că ea a alergat și după alți bărbați. Acum să fac același lucru și să mă lase pe mine în pace cu relația mea cu tot. Să-și vadă de treaba ei și de băieții cu care mai vorbește ea. Ție ți se pare nu că ea alergă după Nicos? Nu să vină la mine cu aberații și tamne, să am vai gata, stă nebunită după Nicos, nu mai pot de Nicos, nu mai pot să respir fără el. Nu mă ia pe mine. Te-a afirmat aia acest lucru? Ai spus asta? Nu. Păi și atunci? Este o vrăjeală, domnișoara Cristina. Da, ia zi. Este o vrăjeală. Din partea voastră? Îi place de Marinescu, decât ori să mai zbier în emisiunea asta, că îi place de Marinescu, dar e rușine de maică sa. Păi și atunci ce o deranjează pe Meda, că eu asta nu înțeleg? Pentru că minte. Vine pentru și că și minte. Aia încearcă să-i păi inducă. Păi mă, cum face Meda, că acasă vorbea și spunea că știi foarte bine că mie nu-mi place de Marinescu și că mie îmi place de altcineva. Cum facem? Aici a spus ceva, acasă spui altceva? Te-am auzit eu vorbind, da. Mai spus totul ca să se aude tot. Îmi bași tu mie vorbe păi vorbeai cu Diana, cu Maria? De unde și până unde? Mai ții minte? De unde și până unde? Păi după ce am ieșit, cred că după gală, ați făcut așa o mică conferință și subiectul era aia. Da. Nu mai ai uitat? Da, la mai așa. Acum, asta s-a difuzat un episod în care aia făcea așa prin emisiune. Nicos, eu l-am avut pe Nicos când am vrut eu. Când vroiam eu l-aveam pe Nicos. Păi da, mai Nicos, dar tu cunoscând-o pe Meda, nu te-ai gândit că declanșezi o furtună aici? N-am ce furtună să declanșez, domnul Cristina, că m-am dus că după ce am dat forile Medei. E femeie destul de matură, Meda, încât să înțeleagă niște chestii. Dacă așa am simțit eu să mă exteriorizez, Meda ar trebui să înțeleagă. Pentru că așa mă exteriorizez. Nu poate să mă caracterizeze pe mine, aia se comporte cu mine, ca și când aș fi un șervețel. Eu l-am pe Nicos când vreau eu fac ce vreau eu cu el. Uite că nu faci ce vrei cu mine. Și ți-am arătat și o să-ți arăt. Ai înțeles? În competiția asta spun eu 100%. Ca să o întrești tu pe Meda, ai nevoie de multe sacrificii. Multe! Da, bine, mergem mai departe către Comănici și îl întreb așa. Comănici, da. Ai avut un monolog la cameră. Spuneai că Nicos este de departe cel mai fals concurent din istoria Puterea Dragostei. Da. De ce? Argumentează. De ce? Da. Păi de câteva zile încoace, singurele lui argumente sunt, te-am auzit eu pe tine spun, lucrul ăsta afară, știu eu ce ai spus tu în vestiar, știu eu ce e în capul lui George, Comănici, când ai fost în țară, nu știu ce ai făcut tu, adică, din punctul meu de vedere, credibilitate zero, dorință de materiale maximă, crede că dacă va apărea, nu știu, cât mai mult timp pe televizorul ăla o să-i aducă vreun beneficiu ori în fața publicului, ori pe Instagram, ori o să se facă cunoscut prin televizorul ăsta, dar el nu înțelege că mai bine vorbești 5 minute bine decât să vorbești e o oră prost. Înainte să vină aici, stai tu liniștit. Poftim? Tot aia.
disperat după televizor. Chiar și ieri ne-a demonstrat chestia asta. Ne-a demonstrat fiindcă aveam un subiect cu Marinescu, trebuia discutat. Intră Nicos din casa lui și vine să țipe la George. Domnișoara Cristina! Vă vine o surpriză acolo, v-am trimis avem niște artificii. Avem noi o surpriză, domnișoara Cristina. Vreau da, să sărbătoresc acești 4 luni de relație între George și mătrea domnișoara Cristina. Nu, Marinescu! Nu! Se poate, dau eu acord. Marinescu, nu! Marinescu, vreau și eu să vin! Marinescu! Nu face decât să pierd, Marinescu! Marinescu! Foarte urât! Acum pot să zic și vreau să sărbătoresc, îmi pare rău. Asta e părerea. Asta ca să dovedesc că vreau materiale. Te-am convins? Pentru că știam că te-am convins. Hai să zic ceva. Și acum o dau în victimizare, o dau în ce vreți voi. Te faci de acum? Sunt o grămadă de oameni, copii care nu au ce mânca și voi în zi... Doamne, deci nu mai pot de net. Te rog să te calmezi. Nu, doamna Cristina, pentru că nu mi se pare normal. Dacă îmi făceai așa altul. Nu împărtăsesc. Marinescu ca un șocolat. Te rog eu. Ce-ți-vă înapoi în care la băie? Hai, George, lasă, George. A, nu, gata, nu mă... Gata. Nu mă interesează. Du-te. Nu! Du-te. Te rog eu. Ferească Dumnezeu. Ori să rezolve ei. Dar de ce a făcut Marinescu? Căzuse Marinescu jos, căzuse. De ce a făcut așa? A căzut jos. De ce a făcut așa Marinescu? Că vrea să se răzbune pe ei. Nu e normal? Nu le convine că e împărat. Arunca tortul la gunoi, vrea să se răzbune pe ei. Nu-i mai tolerează, nu-i mai înghite, nu-i mai... De ce? Marinescu? Da. Doamna Cristina, a pus la Marinescu? Ce face George în fiecare zi aici? Și se crede cine nu este. Exact. Din cauza asta. 3 zile la rând, George, a făcut ca trenul în gară în toată emisiunea. A luat la mișto pe cine a vrut, a desconsiderat pe cine a vrut. Uite că l-am luat și noi la mișto acum. Și ce face? Stare la bătaie? A ta poate, a ta știe. Bătaie? Telefoane, interlop, bătaie, a ta știe, nu? Nu e problemă. Asta e, eu nu vreau să mă bat, dar ce-ți facem? Ce-ți facem? Trebuie să stăm să ne luați la mișto? No comment. Nu ne lasă producția să intrăm înapoi înăuntru. Să stăm de vorbă. Chiar vreau să întreb, George, ce a vrut să rezolve? Ce a vrut să rezolve? Ce tot caută să instige atâta el personal? Să bage pe toată lumea într-o lumină proastă? Efectiv, asta face de mult timp, dar astea 3 zile a întrecut orice limită. A întrecut orice limită. Ce vrea să dovedească? E cel mai bun? Să fie. L-am dat jos. Codruț, auzi ce spune Alexandra despre tine? Că ai fi săgeată, pentru că George niciodată n-ar fi reacționat precum ai reacționat tu. Nu mă interesează dacă făcea așa în cuplul meu. Te rog să ai grijă la limbaj și să nu mai faci astfel de afirmații. Da, dacă zici și îți bag banana asta în gură. Hei, George, te rog, calmează-te. Păi nu gagi că s-a început cu... Nu, că vă închid conexiunea și faceți ce vreți voi, te rog să te calmezi. Ce să faci, mă, tu? Ce faci? Vezi cum vorbești cu mine, tu taci. Tu să taci. Vezi cum vorbești cu mine. Hai că vă închid conexiunea pentru că sunt de nervoși. Meda, o să te rog. Te mai trezești. Meda. Stai cu minte acolo. Dacă vă vi se pare normal ce face, face 4 luni de relație, ia totul și l-aruncă la gunoi. Și s-a vorbit dinainte aici, vrei să te aud când șușoteau. Și cam tu ții gunoi și o l-arunc. I-am crezut că nu fac, dar i-am văzut. Nu e normal. I-am crezut că nu aruncă, zic, băi, poate fac la cate. Dacă te cobor la nivelul ăla niște... Ce rezolvi? Da, bă, frate, lasă-mă cu șură. Păi ce rezolvi?
la oraș. Tine, ce rezolvi? Tu acceptai? La nivelul tu acceptai? Cu perutolul gazita și să arunce aia la gunoi, vrei să te mint? Păi băiatul l-a cumpărat, a avut sentiment. Ce urli? Trebuie să stai ca prunc. Oh, nu mai urla. Păi urlu că vreau. Tu acceptai, Romeo? Tu acceptai să ai scopat uite totul frumos. Bă, Romeo, lasă-mă, băi, ca și tu proiect odată, nu mai ai iurea, băi. Frumos sentiment, nu trebuie să-ți bagi joc, băi, frate. Bă, dar vorbește frumos. Dar ce ți-am spus? Bă, vorbește frumos, că și bă, eu pot să urlu. Băi, ce ai, ce ai? Ce ai? Vorbește frumos. Ce ai? Dar ce ți-am spus? Bă, vorbește frumos. Bă, ce ți-am spus? Hai, bă, bă, vorbește frumos. Bă, Romeo, ce ai, mă? Atât te rog, vorbește frumos. Dar ce ți-am spus? Păi urli pe aici. Eu am spus că ăsta a dat curs, pentru că George a fost destul de inteligent decât să zică, lasă. Că dacă unul e mai prost ca tine, eu n-am mai prost decât tine. Eu n-am fost. M-am pus eu în locul lui. Dar urâi, băi, Romeo, băi. Mă, da, nu te-am văzut niciodată așa. Te rog să te calmezi. Lasă-i pe ei să-și rezolve problemele, pentru că sunt bărbați. Voi nu aveți de ce chiar să continuați acest spectacol. E urât, e un război care nu are sens. Eu nu mai înghit absolut nimic. Nimic nu mai înghit. Că dacă nu... Asta vor, doamna Cristina. Vor să ne scoată afară. Nu e nicio problemă, plecăm acasă noi. Nu mai. Dar de ce să plecați? Că nu mai rezist. Eu cel puțin nu mai rezist. Ce am văzut și acum, nu mai rezist. Taci. Uite, mă vezi? A, tu să văd ce-s acasă, Mădălina. Acasă. Tu hai. Prima. Și pe aia plec și eu. Eu de ce? Că vrei tu? Dar de ce mă trimiteți acasă unii pe ceilalți? Nu te băga acasă. Nu te mai băga acasă și faceți acolo cuplu perfect. Mă duc acasă și fac. Mă duc acasă și vrei să-ți arăt că într-o săptămână mă logodești și pe aia mă căsătoresc. Tu mai ai de mâncat. Mai așteaptă până la 40 de ani. Uite ce tu pe oare spui. Ameda, te rog frumos să vă calmați și să purtați o discuție civilizată. Uite, mă călugăresc după tine. Foarte bine. Da? Foarte bine. Vezi, suntem aici. Fiecare alege ce face în viață. Nu trebuie să vă judecați unele pe celelalte. Nu, nu trebuie. Apropo de chestia asta, hai. Du-te acasă, du-te tu, nu ai loc în competiție. Păi prea se vaietă, domnișoara Cristina, prea se vaietă. Sunt trei săptămâni de când mi se spune că eu sunt votată din milă, că eu rămân în casa asta din milă, că cineva din spate mă ține din milă. Eu m-am supărat. Dar de ce nu dată Nicos? Că Nicos a dus cu inițiativa. De ce nu ai dat și cu lui Nicos? Marinescu la gunoi. De ce nu ai dat lui Nicos? Marinescu da cu tortul la gunoi. Amândoi s-au venit aici, eram noi. Marinescu da cu tortul la gunoi. Dar vezi că eu ți-am vorbit frumos. Nu, de ce mai gata, mă, băi, gata, timp cât în rumie. Încetăm între noi, băi. Îți vorbesc frumos. Codruț, gata, mă, încetăm între noi, gata. Băi, vorbește frumos. Încetăm, dar mă iei. Gata, Codruț. De ce mă iei? Lasă și tu, lasă. Vorbește frumos. Mi-am dat o părere și atât. Ca ce? Bun. Susțineți părerea ta, nu mă interesează. Vezi că nu-s Marinescu și nici ăștia de pe aici. Nu mă interesează cine ești. Înțelegi? Nu mă interesează cine. Dacă atât pot. Hey. Dacă o dată, singură dată mă mai faci Codruț, fii atent aici. Cât te respect și cât te țin la tine. Dacă o singură dată mă mai faci Romeo. O singură dată dacă mă mai faci. Nu mai răspunde fapt. Bă, dar ce bă, bă, ce bă, enervează ăsta. Bă, 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 deci, o singură dată dacă mă mai faci o singură dată dacă m-ai mai făcut. Eu în viața mea nu te-am făcut pe tine. O singură dată dacă m-ai mai făcut. Nu mai răspunde faptele mele. Du-te. Am zis o singură dată dacă mi-a fost. Du-te, du-te. Înțelegi? O singură dată. Tu și spui tu mie că săgea. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.